Ce ne face pe noi să fim noi înșine? O întrebare care deseori creează iluzia unui paradox. Însă eu cred că această întrebare poate fi dezbrăcată foarte simplu. Adevărul se ascunde în noi. El circulă prin vene, e inhalat și expirat de plămânii noștri, e în reflexia soarelui de pe suprafața ochilor noștri, e în frecvența vibrațiilor corzilor vocale, care pot salva vieți, motiva, inspira și dărui speranță în ziua de mâine. Dar în același timp un dar infernal care poate produce pagube asemenea unei bombe atomice. Pe tot parcursul vieții suntem prinși în fluxul obsesiv al devenirii unui individ perfect și anume din această cauză uităm să fim noi. Trăim filmul artificial pe când în interior identitatea noastră se ofilește, ulterior dispărând. Însă să nu mă înțelegeți greșit. Atâta timp cât fuga după perfecțiune reprezintă un factor constructiv în viață, e mereu binevenită. Frumusețea fiecăruia în mare parte depinde de atârnarea acestuia față de el însuși, căci dacă tu nu te iubești și nu te consideri frumos, atunci cine o să o facă în locul tău? Și să nu uităm că frumusețea e înșelătoare și mereu în robia timpului, căci vine acea perioadă când malurile vieții noastre solid machiate sunt spălate de valorile înțelepte ale timpului și în urma lor lasă doar nisip de colorat și gustul sărat al amăgelii pe limbă. Suntem definiți de scopurile și ambițiile noastre, de bunătatea egală pe care o oferim prietenului cel mai bun și unei bătrânele sărace, pentru care dilema imposibilă pentru moment este de a trece strada. Omul este perfect atunci când este pur fericit în îmbrățișare cu imperfecțiunile sale. Și nu uita, ești o operă de artă, un mozaic constituit dintr-o combinație de bucăți perfecte în amestec cu cele imperfecte. Și asta te face într-adevăr unic și special. Fiți buni cu aproapele, motivați, inspirați și ajutați și totul vi se va întoarce dublu înapoi. Acum vă las să vă gândiți ce vă face pe voi să fiți voi înșivă. Punct. XO, XO, XO.